cu o informație proaspătă, scandal cu un brâncel la DSP Arad, după ce directoarea instituției ar fi fost bruscată de directorul economic. Conflictul ar fi început de la faptul că acesta ar fi refuzat să semneze unele documente. Ce faci? Ai vrea să-mi iei telefonul, du-te de aici. Du-te de aici. Du-te de aici. Lasă-mă, doctore, lasă-mă. Ai văzut ce mă văd? Mi-a luat telefonul. Ălălaltă mi-a spart telefonul. Ce-o mâi? Așa am ajuns, domnul director, să dați în mine, filmați-mă. Filmați-vă că așa am ajuns ca să dați în mine. Mi-a luat telefonul. Cum aveți dumneavoastră tupeu? Nu? Doamne, ai asta. Păi acum mă duc la poliție să iau amprentele. Asta fac. Mai multe amănunte despre ce s-a întâmplat concret astăzi acolo, chiar în sediul instituției. Mai multe informații știe, așa cum vă spunea, Mihai Vălușescu, jurnalist Digi24. Mihai. Bun găsit tuturor! Angajații Direcției de Sănătate Publică din județul Arad au fost nevoiți să oprească munca, să se oprească din lucru astăzi din cauza unui scandal iscat chiar în sediul instituției. Protagoniștii au fost cei doi directori, cel economic, dar și cel general al Direcției de Sănătate Publică din Arad. Chiar directorul general, o femeie, a sunat la 112 și a cerut ajutorul polițiștilor ca să aplaneze acest conflict, pentru că ar fi acuzat femeia că directorul economic ar fi îmbrâncit-o. Oamenii legii s-au dus la fața locului și au luat toate părerile, toate mărturiile colegilor și în acest moment lucrează la un dosar penal deschis momentan in rem. Ei bine, ce s-a întâmplat acolo? Trebuie să știți faptul că astăzi la sediul DSP Arad trebuiau să se semneze mai multe acte, iar angajații Direcției de Sănătate Publică spun că directorul economic al instituției nu ar fi vrut să semneze acele acte. Tocmai de aceea, directorul general al DSP Arad ar fi întocmit o listă cu semnături în ceea ce privește angajații care sunt nemulțumiți de prestația directorului economic. Acela a fost momentul care a prins toate scânteile, în momentul în care directorul economic a început să filmeze momentul în care angajații semnau pe acea hârtie faptul că sunt nemulțumiți că directorul economic refuză să își dea semnătura pe anumite acte, iar de aici și până la țipete și îmbrâncel, dar și acuzații, a fost doar în pas. Așa cum am spus și puțin mai devreme, polițiștii au ajuns la fața locului, au aplanat conflictul și acum lucrează la un dosar penal pentru loviri și alte violențe.